Hai să ne rugăm. Doamne Dumnezeu nostru, îți mulțumesc pentru tot ajutorul Tău. Îți mulțumesc pentru ziua de astăzi și pentru adunarea noastră în acest loc. Îți mulțumesc pentru însoțirea și pentru sprijinul Tău. Pentru lumina pe care ne-o dai, pentru sănătate. Îți mulțumesc pentru biserică. Doamne, te rog frumos să ne însoțești în această seară. Sprijinește-ne pe fiecare. Împrospătează-ne viața. Întărește-ne credința. Continuă să lucrezi în viețile noastre. Amin. Amin. În această seară continuăm seminarul pe care îl avem în această perioadă, studiul pe care îl avem, despre viața lui David. Noi suntem la început în acest studiu, dar deja am intrat în subiect destul de bine. Textul pe care îl avem este din 1 Samuel, capitolul 17. Este textul despre lupta cu uriașul. Așa cum facem de obicei, începem citind acest cuvânt care descrie un eveniment deosebit de important din viața lui David. Filistenii și-au strâns oștile ca să facă război. Și s-au adunat la Soco, o cetate a lui Iuda. Au tăbărât între Soco și Azeca, la Efes, Damim. Saul și bărbații lui Israel s-au strâns și ei. Au tăbărât în Valea Terebinților și s-au așezat în linie de bătaie împotriva filistenilor. Filistenii se așezaseră pe un munte de o parte și Israel pe un munte de cealaltă parte. Doar valea îi despărțea. Atunci a ieșit un om din tabăra filistenilor și a înaintat între cele două oștiri. El se numea Goliat, era din Gat și avea o înălțime de 6 coți și o palmă. Pe cap avea un coif de aramă și purta niște zale de solzi în greutate de 5.000 de sicli de aramă. Avea niște tureci de aramă peste fluierele picioarelor și o pavăză de aramă între umeri. Coada suliței lui era ca un sul de țesut și fierul suliței cântărea 600 de sicli de fier. Cel ce-i purta scutul mergea înaintea lui. Filisteanul s-a oprit și vorbind oștilor lui Israel așezate în șirul de bătaie, le-a strigat: pentru ce ieșiți să vă așezați în șirul de bătaie? Nu sunt eu filistean și nu sunteți voi slujitorii lui Saul? Alegeți un om care să se coboare împotriva mea. Dacă va putea să se bată cu mine și să mă omoare, noi vom fi robii voștri. Dar dacă îl voi birui și îl voi omorâ eu, voi ne veți fi robi nouă și ne veți sluji. Filisteanul a mai zis: arunc astăzi o ocară asupra oștirii lui Israel. Dați-mi un om ca să mă lupt cu el. Saul și tot Israelul au auzit aceste cuvinte ale filisteanului și s-au înspăimântat și au fost cuprinși de o mare frică. Și David era fiul efratitului aceluia din Betleemul lui Iuda, numit Isai, care avea 8 fii. Pe vremea lui Saul, el era bătrân, înaintat în vârstă. Cei 3 fii mai mari ai lui Isai urmaseră pe Saul la război. Întâiul născut din cei 3 fii ai lui, care porniseră la război, se numea Eliab. Al doilea, Abinadab, și al 3-lea, Shama.
David era cel mai tânăr. Și când cei trei mai mari au urmat pe Saul, David a plecat de la Saul și s-a întors la Betleem ca să pască oile tatălui său. Filisteanul înaintea dimineața și seara și s-a înfățișat astfel timp de 40 de zile. Isai a zis fiului său David: ia pentru frații tăi efa aceasta de grâu prăjit și aceste 10 pâini și aleargă în tabără la frații tăi. Du și aceste 10 coșuri de brânză căpeteniei care este peste mia lor. Să vezi dacă frații tăi sunt bine și să-mi aduci vești temeinice. Ei sunt cu Saul și cu toți bărbații lui Israel în Valea Terebinților, în război cu filistenii. David s-a sculat dis de dimineață. A lăsat oile în seama unui paznic și a luat lucrurile și a plecat cum îi poruncise Isai. Când a ajuns în tabără, oștirea pornise să se așeze în șirul de bătaie și scotea strigăte de război. Israel și filistenii s-au așezat în șirul de bătaie, oștire către oștire. David a dat lucrurile pe care le avea în mâinile celui ce păzea ca la mălâcurile și a alergat la șirurile de bătaie. Cum a ajuns, a întrebat pe frații săi de sănătate. Pe când vorbea cu ei, iată că filisteanul din Gat, numit Goliat, a înaintat între cele două oștiri, ieșind afară din șirurile filistenilor. A rostit aceleași cuvinte ca mai înainte și David le-a auzit. La vederea acestui om, toți cei din Israel au fugit dinaintea lui și a apucat o mare frică. Fiecare zicea: ați văzut pe omul acesta înaintând? A înaintat ca să arunce o cară asupra lui Israel. Dacă îl va omorâ cineva, împăratul îl va umple de bogății, îi va da de nevastă pe fiica sa și va scuti de dări casa tatălui său în Israel. David a zis oamenilor de lângă el: ce se va face aceluia care va omorâ pe filisteanul acela și va lua o cara deasupra lui Israel? Cine este filisteanul acesta, acest netăiat împrejur, ca să ocărască oștirea Dumnezeului cel viu? Poporul, spunând din nou aceleași lucruri, i-a zis: așa și așa se va face aceluia care îl va omorâ. Eliab, fratele lui cel mai mare, care l-a auzise vorbind cu oamenii aceștia, s-a prins de mânie împotriva lui David și a zis: pentru ce te-ai coborât tu? Și cui ai lăsat acele puține oi în pustie? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Te-ai coborât ca să vezi lupta. David a răspuns: ce-am făcut oare? Nu pot să vorbesc astfel? Și s-a întors de la el ca să vorbească cu altul și a pus aceleași întrebări. Poporul i-a răspuns ca și întâiași dată. Când s-au auzit cuvintele spuse de David, au fost puse înaintea lui Saul, care a trimis să-l caute. David a zis lui Saul: nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia. Robul tău va merge să se bată cu el. Saul a zis lui David: nu poți să te duci să te bați cu filisteanul acesta, că tu ești un copil și el este un om războinic din tinerețea lui. David a zis lui Saul: robul tău păștea oile tatălui său. Și când un leu sau un urs venea să-mi ia o oaie din turbă, alergam după el, îl loveam și smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam și îl omoram. Așa a doborât robul tău leul și ursul. Și cu filisteanul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi ca și cu unul din ei, căci a ocărât oștirea Dumnezeului cel viu. David a mai zis: Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistean.
Și Saul a zis lui David, du-te și Domnul să fie cu tine. Saul a îmbrăcat pe David cu hainele lui. I-a pus pe cap un coif de aramă și l-a îmbrăcat cu o platoșă. David a încins sabia lui Saul peste hainele lui și a vrut să meargă, căci nu încercase încă să meargă cu ele. Apoi a zis lui Saul, nu pot să merg cu armura aceasta, căci nu sunt obișnuit cu ea, ci s-a dezbrăcat de ea. Și-a luat toiagul în mână și-a ales din pârâu 5 pietre netede și le-a pus în traista lui de păstor și în buzunarul hainei. Apoi cu praștia în mână a înaintat împotriva filisteanului. Filisteanul s-a apropiat puțin câte puțin de David și omul care îi ducea scutul mergea înaintea lui. Filisteanul s-a uitat și când a zărit pe David, a râs de el, căci nu vedea în el decât un copil cu păr bălai și cu față frumoasă. Filisteanul a zis lui David, ce sunt câine de vii la mine cu toiege? Și după ce l-a blestemat pe Dumnezeii lui, a adăugat, vino la mine și voi da carnea ta păsărilor cerului și fiarelor câmpului. David a zis filisteanului, tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirilor Israel pe care ai ocărât-o. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborâ și îți voi tăia capul. Astăzi voi da stârvurile taberei filistenilor, păsărilor cerului și fiarelor câmpului. Și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță. Căci biruința este a Domnului și El vă dă în mâinile noastre. Îndată ce filisteanul a pornit să meargă înaintea lui David, David a alergat pe câmpul de bătălie înaintea filisteanului. Și-a vărât mâna în trastă, a luat o piatră și a aruncat-o cu praștia. A lovit pe filistean în frunte și piatra a intrat în fruntea filisteanului, care a căzut cu fața la pământ. Astfel, cu o praștie și cu o piatră, David a fost mai tare decât filisteanul. L-a trântit la pământ și l-a omorât fără să aibă sabie în mână. A alergat, s-a oprit lângă filistean, i-a luat sabia pe care i-a scos-o din teacă, l-a omorât și i-a tăiat capul. Filistenii, când au văzut că uriașul lor a murit, au luat-o la fugă. Textul merge mai departe. Nu știu cât de curând ați citit prin această parte din Scriptură, dar acest eveniment se înscrie într-o temă destul de cunoscută. Tema războiului, a luptelor în Vechiul Testament. Cea mai cunoscută dintre toate luptele nu este atât de mult o luptă între două armate, cât este o luptă între două persoane. Este lupta dintre David și Goliat. Noi avem descrise războaiele lui Israel la diferite momente din istoria lor, iar aici avem o astfel de situație. Locul acestei lupte este Valea Tenebinților. Nu voi trece din nou prin tot textul, voi sublinia lucrurile care au o importanță spirituală pentru noi. Și încep cu atmosfera generală. O atmosferă de frică, de spaimă, pentru că omul se uită la înfățișare. Și ai acest uriaș, noi nu știm exact cât e 6 coți și o palmă,
dar probabil undeva la 9 fiți. Aproximativ. Mă gândesc că cunoașteți oameni înalți de 6 fiți, dar mai puneți 3. Cam așa era Goliat. Este descris armura. Avea om care ducea scutul. Deci un războinic formidabil. Formidabil. De aceea începem cu această observație de bază. Un uriaș are această capacitate de intimidare. Și vedem asta la nivel general. Tot poporul era prins de spaimă. De aceea, vedem, trece o zi, două, trei. Textul ne spune că au trecut 40 de astfel de zile și nimeni nu face nimic. Nu mă ascultă ocara dimineața și seara și apoi din nou și din nou, o zi, două, trei, până la 40. Și a fost nevoie să vină un tânăr care aude o singură dată și spune până la rege eu mă duc să mă lupt cu uriașul acesta. Diferența mare este ce anume lași să ajungă la minte și la inimă pentru a-ți face o idee cu privire la ce se întâmplă. Dacă înfățișarea este criteriul decisiv, îți tremură genunchii. Dar dacă tu te uiți la inimă, vei vedea un netăiat împrejur, un blasfemiator, un om care își bate joc de Dumnezeu și de poporul său. Aceasta este marea diferență între David, o singură persoană, și Saul și toată armata. David nu este nici intimidat, nici impresionat. Descrierea lui Goliat e aici, dacă convertim din sicli în pounds, cât de grea e armura, ajungem la niște cifre impresionante. Este un om care în tradiția din antichitate cere o bătălie reprezentativă. De ce să moară oameni din armată? Alegem 2 care reprezintă armatele și cine câștigă armata lui este victorioasă. Toți ceilalți devin robii acestora. Miza este uriașă. Din om liber ajungi sclav. Proprietatea învingătorului. Așa ceva cere Goliat. Dintr-o dată lectura se mută și i-a dus în prim plan ce se întâmplă în casa lui Isai. Acel om din Betleem, care era înaintat în vârstă, era bătrân, mi se spune câți feciori are, câți dintre ei au plecat la război, ce face cel mai tânăr. Dintr-o dată, în această istorie a unei lupte, ni se aduce situația dintr-o familie. David era prea tânăr ca să meargă la război. Dar avea frați mai mari, care erau la război. Le știm și numele. Am văzut. Eliab, Abinadab, Shama. Dar deja trecuseră 40 de zile. Și tata, care era în vârstă, nu are vești de la feciorii lui. Îl cheamă pe cel mai tânăr și spune, uite, ia bunurile acestea, duci de mâncare la frații tăi, duci de mâncare și la căpetenia care e peste ei, peste mia lor, și îmi aduci știri sigure
temeinice. Vreau să știu ce-i cu ei. Și David lasă oile cu pasnic și se duce cu mâncare la frații lui. Și acolo găsește situația despre care noi am aflat. Dar de data aceasta avem pusă lupa pe situație, că David vorbește cu oamenii. Și nu avem numai descrieri generale, blestemele și ocările lui Goliat, avem impactul acestora în inima oamenilor. Și de asemenea aflăm care a fost soluția lui Saul. Un om care promite bogății la cel care se luptă, îi promite fiica în căsătorie și promite scutire de impozite. În mod normal, Saul ar fi trebuit să lupte cu Goliat. El este conducătorul poporului. El este cel care reprezintă poporul lui Dumnezeu înaintea întregii lumi. Dar Saul bate în retragere. Saul caută să împingă pe altul și trece o zi, două, trei, patruzeci și nu are curaj să se lupte cu Goliat. Vedem cum toate se adună, Goliat intră în teritoriul lor, dacă recitim versetul 25, vedem cum a înaintat înspre ei și e clar, dacă îi tolerezi, în cele din urmă te invadează dușmanii și uriașii. Tânărul acesta cu bărbălai, cu față frumoasă, are parte de împotrivire. Și cei care îi se împotrivesc sunt aceia pe care el a venit să-i ajute. El le aduce de mâncare lui Eliab, Abinadab și Shama. Și Eliab este cel care se poartă cel mai urât cu el. Este relativ ușor de explicat ce se întâmplă cu Eliab. Avem aici sindromul fratelui mai mare. E greu pentru cel mai mare să vadă cum e binecuvântat cel mai mic. Și vedem, avea din start în minte pregătite trei lucruri despre fratele lui. Și îl vedea clar, într-un anumit fel. De ce ai venit? Unde sunt oile puține pe care trebuia să le păzești? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Acestea sunt cuvintele pe care Eliab le spune lui David. Desigur, toată această interogare a lui David îi face pe toți să apară foarte rău. Și acesta este probabil unul dintre motivele pentru care Eliab este așa de aspru. Nici el n-a avut curajul să meargă și să lupte cu Goliat. Este ușor de văzut, David alege să nu-i răspundă lui Eliab. El are altă luptă. Are pe altcineva în atenție. O selecție cu cine trebuie să te lupți și cu cine nu. Saul nu vrea nici el să lupte, dar el nu poate admite acest lucru. Și a deschis această poartă cu recompense, cu promisiuni. Și de asemenea caută să-l oprească și pe David. Tu ești copil. El e războinic din tinerețe. Cum îi răspunde David? Din dialogul dintre cei doi, noi învățăm lucruri foarte importante despre David. Cum suntem față în față cu uriașii, noi tindem să uităm victoriile
biruințele. Tindem să ne aducem aminte numai înfrângerile. Cu David n-a fost așa. El îi spune lui Saul, uite cum m-a ajutat pe mine Domnul împotriva leilor, împotriva urșilor. Ce biruințe mi-a dat El când păzeam oile tatălui meu? Dumnezeu care m-a ajutat și m-a izbăvit de leu și de urs, mă va ajuta și împotriva filisteanului. Și îl va da în mâinile mele. Eu mă pot lupta cu el, pentru că Domnul mi-a dat putere să ucid și leul și ursul. Omul acesta este un exemplu de echilibru și de credință când toți ceilalți sunt cuprinși de spaimă, de frică. Unii de invidie, cum era Eliab. Răspunsul pe care îl dă Saul la toată această declarație e una așa, foarte fals, pioasă. Du-te și Domnul să fie cu tine. Un clișeu spiritual pentru a-și acoperi propria lașitate și inacțiune. Cum se întâmplă ceva care de asemenea e foarte important pentru mesajul spiritual? Saul îi dă armura lui. Uite aici. Tot ce am eu pentru luptă, ia tu. Și sau David se îmbracă și el cu lucrurile respective și nu poate nici măcar umbla cu ele. Și se dezbracă de ele, îi le lasă și mesajul este în felul următor. La război nu te poți lupta cu armele altuia, cu armura altuia. Trebuie să te lupți numai cu armele tale. Și ce arme avea el? El avea toiag și avea praștie. Cam atât. Dar cu acelea știa să lupte bine. Și noi vedem că aici a fost secretul biruinței cu cineva de așa statură. N-ai nicio șansă unul la unul. Nu se poate. Dar de la distanță și în alergare ai o șansă. Și vedem ce se întâmplă. Își alege pietrele cu care poate nimeri deosebit de precis, suficient de puternice, și aleargă spre el și trage cu praștia. David n-a fost o țintă statică pentru sulița lui Goliat. Lovitura este atât de puternică încât Scriptura spune piatra i-a intrat în frunte. Suficient ca acest uriaș să se prăbușească și nici măcar n-a avut nevoie de cele 5 pietre, l-a nimerit din prima. Într-un mod nimicitor. Așadar, un uriaș, deși va căuta să ne intimideze, un uriaș poate fi înfrânt numai dacă reușim să depășim intimidarea. David nu s-a uitat atât de mult la cât de mare, de puternic și de rău este Goliat. David s-a uitat cel mai mult la blasfemiile acestuia, la ocările acestuia și la Dumnezeu. Și a fost un om care i-a spus lui Saul, tuturor celor care au vrut să-l audă, biruința va fi biruința lui Dumnezeu.
I-a spus lui Goliat în față, El te dă în mâinile mele. Așadar, avem o atitudine care merge pe următoarea linie. Un om care n-are nimic de dovedit nimănui. Un om care n-are nimic de pierdut. El n-are o faimă de apărat, n-are nimic. El e păstor la oi. N-a căutat să impresioneze pe nimeni. Un om care doboară un uriaș cu o piatră. Îi taie capul cu propria sabie. Și textul merge mai departe, dacă citiți. Îi ia armele lui Goliat și le pune în cortul lui. Asta va avea, are o semnificație foarte importantă. Și așa ne apropiem de final. Tot acest eveniment are pentru noi patru lecții spirituale. Putem aplica acest eveniment în aceste patru domenii ale vieții. Când ai de-a face cu uriași, întotdeauna vei fi intimidat. Când se întâmplă lucruri mari și rele, când ai parte de lucruri mari și rele, aceasta va fi reacția naturală. Ți se face frică. Te sperii. Ești intimidat. Și vei căuta să dai înapoi. Vedem o armată paralizată 40 de zile. Statura uriașului, mărimea răului, are această putere de intimidare. Soluția la intimidare este mutarea accentului de la ce se vede la cum vede Dumnezeu. De la ce vede omul la cum și la ce vede Domnul. Aceasta este soluția. Întotdeauna. A doua lecție spirituală este lupta. Întotdeauna este o acțiune solitară. Nimeni nu luptă pentru tine. Tu lupți pentru tine însuți. Nu poți lua nici măcar armele celuilalt. Nici sabie, nici suliță. Nu poți lua nici măcar armura celuilalt. Coif, platoșă, nimic. În luptă trebuie să folosești acele arme cu care tu poți lupta cel mai bine. Chiar dacă arma aceea este un toiag, o praștie, niște pietre. Nu poți lupta împotriva uriașilor cu armele altora. Cu ceea ce ți-ar sugera alții. Ai nevoie să vezi care sunt armele tale cele mai eficiente. Pe cele pe care le stăpânești tu cel mai bine și cu acelea trebuie să lupți. Lupta este o experiență solitară. A treia lecție din acest text. Încrederea în Dumnezeu, aducerea aminte a victoriilor de care El ți-a făcut parte în trecut.
Așa ceva îți echilibrează viața. Când ceilalți sunt intimidați, sunt spăimântați, Dumnezeu, lucrările Lui în viața ta, credința, biruințele pe care ți le-a dat, acelea readuc lucrurile la echilibru. Așa ceva vedem în viața lui David. Și ultima dintre lecții, obținerea unei victorii este un lucru care nu trebuie uitat. O experiență de ținut minte. Cum ții minte o biruință? Scriptura ne spune, dacă mergeți cu lectura mai departe, că David a luat armele filisteanului și le-a dus în cortul lui. El nu s-a putut lupta cu ele. Pentru el, prea mari. Nu le-a putut folosi pe cele ale lui Saul. Dar pe cele ale lui Goliat. Nu sunt pentru a te lupta cu ele. Sunt pentru a nu uita că Dumnezeu ți-a dat acea biruință. Și atunci când vin următorii uriași, să nu uiți că biruința este a Domnului. Aceasta este lecția acestei lupte. O luptă inegală, dar o luptă pe care Dumnezeu a luptat-o. O luptă în care Dumnezeu l-a dat pe Goliat în mâinile unui tânăr. Sau în cuvintele lui Saul, ale unui copil. Nu știm câți ani a avut David, dar era foarte tânăr. Acestea sunt lucrurile pe care am vrut să le împărtășesc cu dumneavoastră în această seară. Haideți să trecem la partea de întrebări.